Bine ați venit în crescătoria familiei Turuș. Eu mă numesc Sami Turuș și fratele meu Teo. Aparținem clubului din Mediaș 32-2, județul Sibiu, localitatea Mediaș. Zburăm porumbei numai de fond maraton. Cam de prin anii 75 zboară fratele meu și eu cam de prin 2007 m-am apucat și de porumbei. Și zburăm an de an numai la fondul și la maratone. Am avut rezultate foarte bune, pot să zic la maraton, și la fondul am avut rezultate foarte bune, dar cel mai bine ne vine porumbei la maraton. Cu rezultate foarte bune numai pe județ și pe provincia am avut locul 2 în 2015 și acum în 2023 am avut locul 1 provincial. Din porumbei vechi de Mediaș, ce s-au zburat din porumbei foarte vechi, care părinților în spate sau bunicii sau chiar străbunicii să trag de prin anii 72-73, să trag din porumbei vechi și majoritatea porumbeilor, ce pot să zic, care au făcut rezultate cele mai bune, care au dat rezultate foarte bune, care au obținut rezultate foarte bune, să trag din porumbei de la Ghiță Lungu, din Sibiu și de la Sandu Negrea. Era o familie de porumbei de Emil Denis, era, și s-au introdus în ei, s-au dus porumbei de Emil Denis, ăsta pe Peter și iar au fost, și porumbei vechi de Mediaș, care nu au avut origine, porumbei vechi care au zburat an de an, Praga, Teplice, cam de prin 80 încoace, și de pe fapt, de prin 75, de anii 75 s-au zburat porumbei, tot așa, porumbei și vechi de Mediaș, așa, în combinație cu porumbei de la Lungu. Porumbei străini n-am prea adus ca să băgăm în crescătorie, numai poate unul sau doi. No. Și am avut rezultate foarte bune, cele sunt foarte mulțumit. La cine am mai dat porumbei la noi pe zonă, au rezultate foarte bune cu palmarese la 2, la 3 ani la maraton, la noi pe zonă, pe județ. Și ce să zic, e o pasiune foarte frumoasă, numai un pic cam costisitoare cu banii, dar facem ce putem. Ce să zic, mă bucur că ați venit la noi în crescătorie ca să mă filmați, ca să prezint porumbeii mei care i-am din cei mai vechi porumbei, ce pot să zic așa, care sunt generațiile vechi de porumbei, porumbei care mie foarte mult îmi plac, mă liniștește foarte mult că mă duc în crescătorie, chiar dacă am trecut prin perioadă că n-am mai avut bani sau că n-am mai lucrat așa, dar e o pasiune care se merită ca să ținem toată viața la porumbei și dacă pui suflet pentru ei, nici nu te dezamăgești. Și la porumbei, cum e vorba, ca cum spune cineva, zice, cât le dai, atâta îți dă, ca la o vacă, dacă îi dai, îți dă, dacă nu, nu. Trebuie grijit, sănătate pe primul plan, depinde și în ce zonă zburăm a țării, în zone care porumbei vin pe șes, alt tip de porumbei. La noi, cum suntem aici pe Ardeal, așa, trei porumbei mult mai ușori, porumbei care aparțin din porumbei vechi care au zburat la noi pe zonă, că s-au adus și la noi, dar mă cred la media, s-au adus mulți porumbei din toate zone, nu dau nume, așa, din mari crescătorii și cu rezultate bune și olimpici și nu au fost în stare să vină de la zbor, nu ca să facă rezultate. Deci tot ăia vechi s-au adus și acum nu pot să zic că s-au adus porumbei foarte, foarte buni, au dat oameni bani pe ei și în alte zone, dar aduc am dat la noi pe media și aici la noi și pe zona Sibiului, s-au adus și porumbei foarte buni. Și domnul Claudiu Roma și așa, și alții și alții au investit mult în ei, dar totul nu s-a ridicat la nivelul la ăștia vechi, cel puțin la noi pe zonă. Poate nu știe crescătorul respectiv ca să se pregătească sau alte lucruri, dar eu sunt mulțumit foarte mult de porumbeștia care am, că n-am investit în ei, nu sunt bani și așa, dar sunt foarte mulțumit. Eu poate pe undeva la cât îi pregătesc eu de bine porumbei, nu am experiență. Zbor de mulți ani porumbei, nu pot să zic că am multă experiență, dar uite că dau lovitura tot la 2 ani, că dacă uitați pe cât din interviu și pot să zic, parcă cifra 2. E un an cu succes, la noi, deci din 2014, am avut un mascul locul 2 pe județ, când ne-am mutat noi la Mureș, când ne tezburam cu Alba, am avut locul 2 la maturi, la maraton, am avut atunci niște etape foarte grele, în 2013, cine știe că a zburat în 2013 la Praga, o vin numai vreo 45 de porumbei, vreo săptămână. Acolo m-am obținut cu tot cu o soră de aerul negru ăsta de care am avut în urmă, care spun că e locul 2 pe județ, am avut locul 5 la Praga și cu negru fost locul 21 pe zbor la Praga.
Și la Berlin am fost pe locul 62. Și au avut 39 de puncte, au fost în excursia națională la Târgoviște, dacă nu mă așa. Oricum, porumbelul meu nu am fost anunțat la să-mi-l trimis și mi-a dus ceva un prieten, băi, ce zice, nu s-a dus porumbel la expoziție, că a fost și cu 70 de puncte în expoziție. Am zis, dacă nu m-a anunțat, n-am știut. Oricum, porumbelul a fost foarte mult, tot din porumbel vechi, vechi. A fost primul rezultat care m-a bucurat foarte mult ca să iau locul 2 pe județ. După aia am avut în 2015 rezultate foarte, foarte bune, cu un mascul, tot din porumbei vechi, de la Sandu Negrea, să trage părinți în spate, cu domnul Lungu, și porumbei vechi de media și în combinație. Și-o zburat de Magdeburg, Praga, porumbei vechi de prin 80. Porumbei foarte, foarte buni. Ce pot să spun de masculul ăsta de 589-782, de 2013, masculul ăsta ce mi-a făcut rezultate și mi-aduc aici o poveste foarte frumoasă. Și m-aș bucura ca să simtă fiecare că îmi trece printr-un necaz, eu m-am dat afară de la servici. Nu m-am bucurat, mi-au dat o grămadă de bani, dar nu m-am bucurat de bani ca m-am bucurat de masculul ăsta de 589-782. Asta e o poveste și m-aș fi bucurat să simtă fiecare ce am simțit eu în suflet. Mi-am uitat de toate necazurile. Crede-mă, când mi-au venit la primul maraton la Șardin, la 860 de kilometri, am avut locul 4 pe mașina, pe la 9 fără un sfert seara, m-am bucurat, toată lumea m-a felicitat, bă, felicitări, m-am bucurat și așa, dar au trecut până la al doilea maraton, m-am bucurat că nu toată lumea, dar n-am simțit eu bucuria dacă mi-au venit și la al doilea maraton, la Altdorf Național, că am fost pe, deci ăla la Șardin, să specific, a avut locul 4 pe general. Am avut, a fost centru de îmbarcare la Sibiu, a fost locul 1 pe centru la Sibiu. A venit maratonul al doilea, masculul, am fost locul 6 pe general și după aia, a fost centru de îmbarcare, a fost la Alba și am fost, cum am spus, am fost locul 6 pe general. O acumulat, deci la primul maraton la Șardin, a avut 4 puncte și 82 de sutimi. După aia, la ăsta, la Altdorf, a avut un punct, 77, bun, 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 masculul. Sincer, ca să vă zic, când mi-a venit masculul a doua oră de la Altdorf, o bucurie de aia, ne-am uitat și cum o dat să facă de la lucru, o săptămână, ce să vă zic. Așa ceva, așa bucurie, am băgat o numai de bani, că toți banii cine i-a dat de la fabrică, nu m-am porumbei, că noi, ați avut viața mea porumbei. Dar zic, o bucurie, m-aș bucura să sunt toți crescătorii. Așa aș bucurie ce am simțit eu când o ieșit al doilea zbor. Un porumbel foarte, foarte bun. No, și a fost cu masculul ăsta cu 589-782, a fost locul 22 pe țară național, în expoziția națională, și am avut locul 2 pe provincie la Brașov. Un porumbel foarte, foarte bun. Ce pot să specific despre el, că e și bunicul la masculul, ce l-am avut acum, locul 1 provincial, cu seria 47045 de 2021, e bunicul lui. Deci tatăl s-a fost din mascul, din 589-782, un mascul foarte bun, reproducător. Și tot neamul lor, generațiile vechi de porumbei, deci de pe neamul ăsta, ce pot să specific despre porumbei mei, că majoritatea porumbeilor sunt același neam. Bunicilor în spate au fost de prin 73 toți, străbunicii și poți, nu că a treia generație. Dar cam 80% din ei sunt cam a patra generație, tot ea 73-80 ani, cam așa. Din porumbei cei mai vechi care au fost burați la noi pe zone și prin expoziții naționale. De aia și vin porumbei de nu, nu mă lasă. Sincer ca să zic, nu am o mână ca să-i pregătesc ca alții care au posibilități și bani și nici nu mă duce capul, că nu mi-e rușine ca să zic lucrul ăsta. Dar, ce pot să zic, alții care au bani și care au cap și care au toate condițiile la porumbei, n-au rezultatele ce face. Eu acum deja aș putea să zic, bă, poate unii nu mă cred. Dar dacă a venit să vadă, zic de zic ce le dau din mâncare și cum mi-aș pregăti, ce bă, are dreptate, seama ca așa, știi? Îți porumbei foarte mult, mă liniștesc foarte mult, sincer, de că de multe ori am ajuns fără bani, am tăiat mulți porumbei la prăsele, dar mă crezi, și mă determina ca să mă las de ei, dar nu pot. Am tăiat că nu mai aveam bani cu cei ca să-i țin, am tăiat poate și câte 20-30 și mi-au părut după aceea ce am tăiat. Am ajuns în situații că n-am mai avut piștar ca să pot să-mi cumpăr hrană pentru ei. Și uite că tot nu m-am lăsat. E greu, fără servicii în 2011, n-am știut, nici m-am educat, am trecut prin niște probleme și, în fine. Problemele au trecut, dar am o satisfacție când pot la porumbei, când iau porumbel în mână, plăcerea mea când iau porumbel în mână, mungile, mă, chiar dacă o zbura, chiar dacă nu o zbura, că știu că ce o zbura părinții și bunicilor în spate. Ce pot să zic că porumbei vechi,
din anii aia, când ne-a luat de la unul Arpi, muscă din Mediaș, când era frate meu, că eram prea tânăr atunci, frate meu a luat și tot medicienul, cu porumbe de la domnul Arpi, muscă, toți medicienii, pot să confirme și domnul Josan de la Alba, care au cumpărat și el pe timpurile alea porumbe de la Arpi, să întâlnea cu fratele meu, cu Teo, pe la îmbarcări. Zice, băi, Teo, ce porumbe a avut Arpi ăla, tot timpul pomenea pe Arpi. Într-adevăr, medicienii toți, dar mă cred, am curat numai cu porumbe de la Arpi. S-au adus după aia porumbe pe Sibiu și sibienii au venit și la porumbe de la Arpi și au curat de zile praga, te zice, porumbe bun, bun, bun. Ce pot să zic de porumbe ăștia de Arpi, au fost niște porumbe care niciodată nu i-am genunchiat. De ani de zile tot cu porumbe aia, am mai combinat porumbe de la Lungul Gheorghe, au adus porumbe de Emil Denis, care ce pot să zic de Ologu, era un porumbe din anii 80, ăla a fost bomba în toți porumbei campionii la noi de pe zonă. O dat din Ologu cu o femelă, cu o sură, cu o neagră de la Sandu Negrea, o dat un mascul la Neamuga Ion din Sebeș, ăla e, i-a dat și o scos olimpic din mascură. După ce eu reîmperecheat, după când au ieșit olimpic, eu reîmperecheat iar perechea împreună pe Ologu cu sura, Nea Sandu Negrea, și-o mai dat iar o mascul. Și iar o scos campion din, pe țară, tot din frate bun cu tata la olimpic și așa. Deci din generația la porumbeia din Ologu, a fost Micuța și mulți porumbei. Micuța și 22 în urmă și fost campion pe țară. Mulți porumbei au dat aia campioni, au dat și la Purcaru, în Prahova, au fost campion, au fost Savu, Florin, au fost locul 2 pe țară la maraton. Eu ce am zburat, majoritatea porumbeilor de vârf, foto de aia de pe 22 cu Nicuța de-a lungul. Porumbei foarte, foarte buni. Nu mai au ce să zic, nu i-am prea pregătit de calță care au avut cap ca să-i pregătească mai bine. Da, uite așa cum o zic eu, mai... și-o băieli, da, mă mențin acolo. Alții, cum am spus, au dat bani grei pe ei și nu se vede loc. Nu-i jute pe nimeni, nu zic nici de Claudiu Roman, că și-l-au dat bani pe porumbe și are păsări, nu bune, foarte bune. Am fost la cineva și am zis ce femeie l-a cumpărat, deci pericol. Partea cea mai bună la mine ca crescător, am mână și creier, ca să știu la niște crucișări, niște perechieri acolo. Dar cu mâncarea și cu pregătirea cu alea nu sunt ăla și alte pregătiri. Mai facem greșe, că om în viață mai greșim și mai, ce să zic eu. No, deci porumbei vechi de media și au fost niște porumbei foarte, foarte buni, care au ținut de ei. Și domnul Lungu a pornit porumbei foarte, foarte, știe toată țara care au luat porumbele, care ce rezultate a avut de ei. Dar a fost febra după 90 când s-au ieșit afară, s-au adus hârtii și originali, s-au adus până atunci, până ca să iasă toată lumea afară dincolo străinătate, mai aducea domnul Zanfir și alții și au adus porumbei direct de la crescători de acasă. Dar când a început lumea să aducă de dincolo, a fost numai hârtii, minciuni și de-alea și de-aia nici nu mai vin porumbei după pedigrele și nu mai are nimeni încredere în porumbei, că vede, bă, pe ce pedigrele, că aduci pedigrele, sunt de pedigrele și nu mai vin porumbei. Ce pot să zic despre pedigrele? Mulți am văzut și crescători, nu pot să zic că crescător meseriaș, un crescător adevărat care are experiență și care are ceva în cap ca să știe să facă porumbei, nu există ca să nu se uite în pedigreul ca să vadă ce o zbura părinții, dacă nu te omință omul, de la cine e pedigreul. Și deci eu pe mine mă ajută numul foarte, foarte mult. Pentru mine e o plăcere altă mână. Trebuie să facă împerecherele la porumbei, e o plăcere, dar mă cred mai mult, îmi place să facă împerecherele, că știu că ce-o zbura părinților în spate, spune, nu, ăla, eu mai scol acolo. De ce am eu plăcerea asta? Pentru că știu că am porumbei de ani de zile aceeași familie de porumbei. Eu nu-i schimb dacă într-un an, doi, văd că nu mi-au venit, l-am scos afară. Am avut pe tata la campionul meu, tot era din Lutăns, care era dintr-un mascul bun, de la ghiță de acel brat, ani de zile, Praga, Magdeburg. I-am dat și la bună pe masculul de foarte, foarte bun, de ce au avut rezultate foarte bune. Deci mascul, tatăl campionul meu, l-am ținut vreo cel puțin, deci era de 2000, au avut frate meu din el cu o femeie, tot cu Denișe de-a lungul și de la Sandu Negre, acelea combinație, au avut o femeie ce-o vin, dar cred până pe la 800, numai tot prima, și pe media, și în față pe Sibiu. Și au trecut, nu, frate, nu mai pus preț pe el, și la numai eu. Și am zis, bă, dă-i în el. Eu am avut o fică din bătrâna aia cu ce-o fost, eu am avut, frate, rezultate aia bune, bune. Și l-am ținut cu femeile bune, bune, care mi-au zburat mie și cu rezultate bunicele. Și nu mai rămâne nici cum pui. Și m-am făcut într-un an, bă, ce păcat de nu mai bine, mă, omule. Și m-am gândit, tăi, mă, că eu am pe fică sa, că dacă știu că cu mama sa au venit de obin, numai primi. Și când am pus, dar ce pot să zic, răbdarea. O trecut, că era de 2000, masculul, deci în 2003 nu m-a avut frate, o femeie la de obin, pericol de bine, și de-abia în 2013 l-am scos de pe campionul, pe 589-702.
Deci dacă era la altul un coteț, ăla de mult era pe Valea Sâmbeții, poate că era morț așa. Dar mi-a plăcut cum arăta ca pe naș, ca musculatură și știam că era ciot gura tata sau și femeia mama sa ce era de punea cu așa. Și mi-a plăcut foarte mult cum arăta și mă, răbdarea, dacă eu îi luam gâtul sau îl dădeam, nu mai avem nici pe campi nici ziua de astăzi. Și am mai avut pui din masculul respectiv cu alte femeie și mi-a vine poță de multe ori. Am băut că de ani de zile de când voi formei și o trecut mult formei pe mâna mea și așa. Din porbei bun, de-a lungul, șeava bună și așa. Și pot să zic că, sincer zic că, sunt porumbei foarte buni, din părinți foarte, foarte buni, poate fi campion. Și nu-ți dă un pui bun. Un pui, an de zile, cu ce pui nu vine deloc. Și în schimb, într-un an, vreau să zic că aici o experiență, am avut dintr-un mascul din tot din Peter și Lungu, cu ea pe Emil Deniș, un mascul foarte bun, un mascul foarte bun, niște pui frumos, impecabil de fain. Nu vine pui din ei, dar mă crezi, unde vrei, în țară vine pui, nu putea să fie de greu. Dacă când îi vedea peste granii, se pierde toți. Și într-un an au avut frate meu vreo 5 pui din masculul ăsta de Peter, tot cu Evier, cu o femeie de Emil Denis. Și a fost un mascul și 4 femele. Și din mascul era frumos și puiul era mortal. O pus nu știu ce, tot deșa de-a noștri. Și o să-i lăsați vreo 2 pui. Din femele nu, o ținut numai din mascul. Eu băga la zbor unul s-o pierdut și a rămas femeia. Aia e bună femeie pe tot cotețul. Alții, bă, nu au venit 3-4-5 ani, dar uite că trebuie să încerci și nepoță. Dacă știi că au avut sânge în spate, de multe ori poți să ai aici de la intervine alte chestii ca să vezi care e bun reproducător, că poți să scoți 5 pui, mai 5 pui dintr-o pereche foarte bună, poți veni din campioni, nu știi care e bun reproducător până nu scoți pui din ei. La zbor am avut ani de zile când zburam, înainte zburam, prin anii, frate meu, ca să specific, că frate meu înscris prin 75, după aia, prin 82, o mers în armată și eram copil, aveam 12 ani și băgam pormei la zbor. Ce pot să zic, am avut tot câte 3-4 frați, zburam înainte, țineam frate eu mai mult de 60-70 de pormei, nu țineam. Și aveam vreo, poate, 15-20 la matcă, vreo 6-7 masculi, 7 femele, și dacă aveam 25, maxim 30 de pui. În care cu pui nu era mașină, ca acum mergeam cu trenul, duceam de 5 ori la Oradea cu trenul. Parcă țin aminte acum că mergeam în gară, stăteam până la 12 când pleca trenul și așa. Și vinea din aia 25 de pui, poate mă lua 1-2 de acasă uliu, rămâneai cu 5 oradii pui, dar mă cred rămâneai cu 13-14 pui. Ăia îi băgai în anul următor, zbura fondul, că zbura mai mult de ghiomul, zbura noi cu aia de un an și așa. No. Și rămânea, dar mă cred, din aia 25 rămâneai cu 7-8 bucăți, care zburai 6-7 ani, 8 ani, au avut porumbe, dar mă cred, au zburat praga și tepețele noi, porumbei vechi. Și înainte nu era atâta recuperatoare ca acum. Înainte era numai ce știa în porumb, dacă îi dea în floarea soarelui, și greu, atâta. Tratamente, țin minte că prima dată 90, când am băgat porumbeie, când am băgat frate meu la zbor porumbeie, era un fond de vreo 700 de km. Țin minte că o vin prima dată de o porumbel bolnav, la noi în crescătorie, când am venit la zbor, după vreo săptămână, o vin cu aripa lăsată jos. De atunci, când am uitat porumbea în coteță, pe an de an, tot probleme, tot probleme. Și era, dacă ține minte, crescătorii veche, când au apărut prima dată, era metronidazol, erau niște pliculețe de aia, ca de aia de ceai. Erau 100 de lei, erau scumpe, dar ăla când îi dai în apă, nu mai aveai, tot sezonul nu mai aveai treabă, de niciun fel de boală la porumbe și așa. Zic, au fost ani faine, mi-aduc aminte, ai, doamne, ce vine porumbei de la zbor. Și cum am zis, din 25 de pui, cât să țineai pe an, zâmbea 7-8, care zburai ani de zile, praga, tipul nu se mai câte nici obdu capului. Porumbei mergea înainte pe câmp, nu mergea ca să că doar le dai mâncare, ăsta de ei mergea ca să adune melcișori, semințe, ce că să iei prin iarbă pe acolo. No, și ce pot să mai zic iară, că frate meu sub în armată în 1982 și a rămas, era copil. Eu îi țineam porumbei cu pâine și pentru asta mă vede tot vinea și băteam pe medeșani și pe sibieni cu pâine, puneam porumbei de pâine de trăznea. Dar ei mergea pe câmp și lua ce le trebuia. Vitamine și una și alta. Îi aduc aminte de multe ori, am avut iar o femelă ca pui, o pierdut-o frate meu la Huiedin, era zborurile grele acolo la Huiedin, mulți, zicea, acolo e groapa cu lei, zice ăștia, acolo am de să pierd, eu am de și acum timpul mă dulei. Și acum anul ăsta, când a fost, de fapt anul ăsta, 2024-2023, a fost la Huiedin și tot așa a fost căldură mare, din 70 și ceva, eu vin 33. Dar și care vine, zic că ea rămâne, nu se mai cheade până cu două. Eu știu, eu, formei așa. La mult de frică de Huiedin ca de dracu, dar mă crede. Nu, nimeni nu vrea să merg la Huiedin. Și doar când se zice de Brașoveni, zboară pui, doar au 100 de km mai mult ca noi.
ei mi-a dau, într-adevăr, dau și un număr mare de porumbe, știi? Dacă mi-ai, mai ales ce pot să zic acum, dar mă crezi, s-o mulțuit șoimii, eu n-am credut în viața mea. Am avut un mascul, s-a oprit la unul, la Aleș, în 2014, s-a oprit la unul în Abrud. Acolo e zona de munte și prinde șoimi. Și eu pus bilet. Eu nu i-am pus eu bilet și m-a sunat omul. Când s-a pierdut porumbele, m-a sunat omul. Bă, vei că ai un pui la mine, nu? Și norocul că au avut o nepoată de aici, de la imediat, și trebuia să meargă la ea. Și eu doi lasă că trimit mascul acasă, nu bine. M-am împrietenit cu el și tot povestea de de porumbe și așa. Și băi, semna că crede-mă că la noi câte 3-4 nu dispare pe zonă. Nu-mi vine aia că crede. Și băi, plin de șoimi acolo, cum era de zonă de munte. Dar uite că vin timpul, mi-aduc aminte că m-am dus ani de zile, când lucram monete și așa. Meream tot eu, meream cu porumbe la antrenamente cu pui. Păi mergeam până la Cluj, la Hoidin și nu vine unul spart de uliu. Acum, nu eu singur. Mediașul, dacă merge fiecare până la asta, la... Bă, aici pe Butor, dar 12 km. I-am dus anul trecut al lui frate meu, dar mă crezi? După 2 ore eu venit acasă, pui. Acum, 3 ani, m-am dus eu cu pui aici, nu mai duc până la Târnăveni. Înainte meream până la Târnăveni, vreo 20 km. Și, dacă mă crezi, ajungea pe înaintea mea. Acum, îți prinde șoi, s-au mulțit și la noi. Eu și-am văzut acum, nu crezi, dar am trebuit doar în toamnă, că mi-am lăsat până târziu. Pă să se bată șoimii ca să iei prada unul la altul. Eu n-am văzut în viața mea până acum, mai vedeai că lua și nu ce. Păi acum, prin octombrie, ne adică le vedeam afară, am pe vecina aici, pe Cristian, pe Iulian, le-am dat lumul și eu dimineața și el dimineața, și cu frate eu. O vin șoimul, pac, o luat o femeie de-a lui din stol. O văzut-o frate, era pe placă sus. Nu a făcut, nu știu cât metri, o vință asta din spate, să-l ia, i-o dat drumul la femeia. Eu dau drumul, a doua zi eu vin acasă și a doua zi când le-am dat drumul la porumbeia, ce frate, bă, de mai târziu, că ce, să nu iei ăsta prin mată, să nu iei de la noi. A doua zi tot așa și după mată s-a băgat, iar l-o spart pe altul. Deci plin de șoi. No, porumbeii vechi, ce să zic eu, de ăștia vechi de media, sunt niște porumbei de zona noastră, sunt porumbei mult mai ușori, porumbei, generația mea de porumbei, nu sunt porumbei mai plini. Într-adevăr că ăștia nu pot să faci așa la viteză cu ei. Numai la fond și la maraton. Dar mulți tot urmăresc ca să facă maratoane cât mai mici de 700, cum maratoane FC. Acum nici eu cu urmei nu am șanse ca să fac. Ai mei la Berlin ce pot să zic, number one, de ani de zile, zbor capul din ei, la alții, bagă, nu mai vine unul. Până la Praga, la 800 de vin la toată lumea, originalii. Dar ăștia vechi, de multe ori mereu la îmbarcare la asta, la Sibiu și la domnul Munteanu și eram cu domnul Găbanu din media și zice, bă, care îmi merg bunii aia vechi sau originali? Păi zic, îți spun care vine. Dar oricum i-a zis, ne-am înțeles că ăștia nu m-au făcut din noi aia vechi. Într-adevăr, porumbei ce s-au dus de dincolo originali, sunt porumbei rapizi de sara în față. Am observat un lucru și la porumbei și aia vechi, nu știu, că i-am consamizat de ani de zile cu tot porumbei aia vechi. Când bag un porumbel străin în ăștia mei, nu există să nu zbore capătul. Alții bag originali între și nu sunt stare să zbore. Dar neștia cum au fost formați pe zona noastră de ani de zile, când bag orice porumbel. Am luat un porumbel original de San de Jong, ce l-am dat tot mi-a Sandu, ce-l purat în Germania, Barcelona, nu-l plasat. Și chiar vorbeam cu neamul, dacă din Sebe și ne-a zis, bă, nu, mă tot întreba ce porumbel am mai adus. Bă, am luat un mascul de San de Jong, l-am primit. Bă, de la cine? De la domnul, la doctorul Bărsan, din Germania. Lasă-mă că umplu tot alba de porumbei, au zis. Și nu pune nimeni cu ei. Ea nea moga. Eu n-am dat bani. Mi-a plăcut porumbelul foarte, foarte mult. Mi-a plăcut. Zic, eu n-am dat bani. Porumbelul mi-a plăcut, mi-a căzut la asta, l-am băgat. Dar și-au trecut 2 ani și am scos direct din el și nu-l bura Praga și Berlin. Tot din el, din masculul de San de Jong cu femeile de 1910 ce-l bura bumbuni, e mama la femeile ce-l bura două Praga, două Berline. Deci nu că trei porumbele ca să aclimatizeze, dacă porumbelul e aclimatizat ce bortul, să ai tu familia de porumbei, orice porumbel, dacă porumbel bun, ca să nu te fi mințit omul sau dacă nu vedea din piață, din Germania, nu există să nu faci rezultate cu el. Nu trebuie să stai 2-3 ani. Na, ce pot să specific iar despre sistemul de cum zbor porumbei, zbor la natural. Ca să zbor porumbei la văduvie, părerea mea, porumbelul de maraton nu se pretează ca să zbor la văduvie. Face mult, într-adevăr, ca să nu ai pui, dar eu ce pot să zic de mine, cum procedez cu ei, scot, dacă eu îi împerichez în 15 februarie, că nu pot să îi împerichez, poate maxim 20 februarie, dacă îi împerichez la 1 aprilie, eu întotdeauna am lăsat câte un pui mic ca să crească toți zburătorii. Și când încep primul antrenament, dacă mă duc la Târnăveni sau la Iemul, unde mă duc, îi pui nic de 100 de ouă și n-am unde să-i pun. Deci eu întotdeauna mă duc pe sistemul ăsta, prima dată, prima set de pui ca să am,
ca să crească zburătorii câte un pui. Și după aia, când s-a ouă, a doua serie de ouă, le-am luat ouăle și când s-a ouă, a treia serie de ouă, atunci exact iese puiul la maraton când îndrăi în urmă, exact așa calculezi, ca să fie când, data când se lansează porumbei, femeia, de regulă femeile trag pe puii de 20 așa. Așa am avut și la Praga loc cu 15, mașina am avut cu Neagra, iar am avut loc bun bun de vin sar la 10 jumate pentru Neric. Tot în ziua când s-a lansat porumbei la Praga, atunci au puiul ieșea din asta. Deci femeile care are experiență, zic, aia vreau pe tot, dacă e sănătoasă, bineînțeles, nu se mai pune problema și așa. No, și pe mine, mă, cum să zic eu, m-a avantajat de cel mai mult că zbor natural, că n-am timp, trebuie să merg la lucru în coace, în stânga, dreapta. Și eu, părerea mea, ca să zbor la văduiesc, trebuie ca să ai porumbe. Mulți fac și vitezani, pot să zic așa, cei care zbor la viteză la demifon. Dar deja aici, deja niște chestii care pe mulți îi depășește, în ce sens? Mulți fac văduvie, dar ei nu au investit în porumbei ca să ai o familie de porumbei care să tragă la toate etapele să vină de locul întâi sau de două, de trei ori, sau ca să facă, să urmărească porumbei care face normă. Ei fac 80% face văduvie și n-are un porumbei să tragă de 3-4 ori locul întâi sau un pic 10 pe mediaș. Toată lumea văduvie, văduvie. În fine, nu mă mai bag în categoria lor. Dar eu, pentru mine ce m-a avantajat la zbor la natura, că n-am timp și văduvia, eu așa zic că nu e. Ce pot să zic, ca să specific despre porumbei de maraton, depinde de ce zonă suntem. La noi sunt numai porumbei ușori, că se vede în filmare ce porumbei sunt cât de ușor și cum, care are ochi, știe să aprecieze porumbei. La noi porumbei, am un mascul de Gabi Vandenberg, ce l-am primit la cineva, e un porumbel mai masiv, mai mare, am avut pâine, vin foarte bine, tot în primii, dar e auliu, nu rezistă. No, ce zic că e foarte bine la, eu ce pot să zic că zbor așa porumbește la natural, pregătirea lor, ca antrenamente, ca pui, îi duc până la Huedin, la 170 de km, zbor cu clubul, după aia fac niște antrenamente, face foarte mult cu pui, ca să faci niște antrenamente, cel puțin vreo 6, 7, 8 antrenamente, pe zona care zboară cu clubul, cu pui, pe traseul care duce și clubul, și vă garantez că dacă pui sănătoși, nu o să ai pierderi ca clubul niciodată. Ce pot să menționez, când am avut în 2010, tot așa am avut bani și mergeam tot timpul cu ei, am făcut cel puțin vreo 3-4 clujuri cu pui, avea cred vreo 10-12 etape. Și când ne-am zburat împreună în concurs cu pui, cu Sighișoara, cu băieții de la Mureș, așa, din județul Mureș, la Ghireș a fost o etapă grea din calea afară. Deci porumbei, nu știu dacă ți-au dat la băieții din Media și la Sighișoreani, știe. Și dacă se uită toată lumea, ca nu crede că vorbesc prostii, se poate uita în caietul cu evidența puiului și vede fiecare că s-a pierdut. Pot să zic că de-abia poate 35% li s-a dat porumbei. Eu atunci ce pot să zic, când ne-am băgat etapele mai multe fără club și când ne-am băgat cu ăștia, am pierdut 3 porumbei din vreo 60-70 de pui, care mereșea în Sighișoara praf. Deci dacă faci niște antrenamente de până să înceapă clubul, ca să faci vreo 7-8-10, exact pe traseul pe care duce clubul, nu o să mai ai probleme ca să pierzi pui niciodată. Fără numai să nu faci salt de aici, cum am făcut, nu vreau să vorbesc de domnii de la Sibiu. Aia numai oameni și nu zic că toți au fost inapți în sensul ăsta. Deci eu dus anul trecut pui la prins loc, pot să vadă că e o greșeală și am făcut-o și mă, înțeleg că unul nu duce cap, dar din atâția nu a fost unul cu cap luminat. Deci eu am avut la 170 sau nu știu cât a avut la prins loc și ca să sar cu pui la 300 și ceva, păi ai bătaie de loc. Cu maturii poți să sari, care are experiență. Dar nici cu maturi nu se face așa. No, eu așa zic, acum fiecare face ce vrea. Ce zic, și de-aia zic, trebuie pui zburați foarte mult, ca maturi, cum îi pregătește porumbei pentru asta, pentru un maraton. Am spus că pui, prima serie de pui sunt un pui, a doua serie de ouă, le-am țepat și las ca să crească iară. Și când până îi scoate a treia serie de ouă, până ajunge ca să clocească de alea 18 zile, ajunge de la maratonul pe mine. Nu-i bag porumbei cum fac unii, că de multe ori domnul Neaghiță Lungu mă tot judeca și zicea, bă, bagă-mă și la fond, ca să poți duce la maraton. Dar nu, eu am învățat și la Sabu Florin și din rezultatele ce-au avut alții. Îi bag 300 și eu de kilometri prima etapă peste graniță, noi nu avem multe de mi-fonduri, două de mi-fonduri și una de 400 sau de 380. Și de acolo nu-i mai bag, nu-i bag la fond. Poți să-i bag și la fond, chiar dacă e cu două săptămâni. Dar ce se întâmplă? Pui rău în față, la porumbei de maraton. Dacă faci antrenamentele multe, cum am spus eu ca pui, să faci o grămadă, să ai 20 de etape,
capui. Și în anul următor, când ne-am băgat șerbor 300, 400, deja din 2-3 etape și cu vitezele cele în țara alea de 200 și de 170, deja acumulează exact distanța care o are porumbelul de parcurs la primul maraton, la 800 de kilometri. Nu-i trebuie maraton. De ce nu-i trebuie fond? De ce nu vreau ca să-i bagi așa? Și aici e un lucru foarte bun. De ce? Poți să ai, dacă bagi la fond, porumbelul la 500 de kilometri, face 200 kilometri. Poate să fie etapă grea, acum noi vedem, acum pe prognoză îți dă că e timpul cum e. Dacă e bag la 500, poate să fie chiar dacă e căldură și poate să fie timpul bun. Poate să fie etapă grea, porumbelul dacă vine de la 500 și ceva, 530-40 cât avem la Ghior, sau 560, depinde de locația de unde îi lansează, poate să vină porumbelul de rămat. Porumbelul cât mai stă o săptămână și ceva până la maraton, acasă, nu-l mai recuperez, ca să tragă, să rupă, să-i bat pe toți. Și așa îi bag la 400 cu o săptămână de stă porumbelul, două săptămâni acasă. Două săptămâni și ceva. Și de la 400 direct 800 și ceva cât e praga sau blednica, tot cum am spus noi. În timpul ăsta, ai timp ca să-i dai la porumbel de tricomunoză, că vezi că în mașină poți să iei bolă de la altul, poți să-ți lase în șansă, bea apă, că câte nu se întâmplă. Ai timp ca să-i dai de tricomunoză, de respirator, de tot. Îl pregătești porumbelul. Dar porumbelul totodată l-ai motivat că tu l-ai pregătit de are și puinic. Dacă e femeie bună și le zbura ca pui o grămadă de etape, aia rupe tot. Și dacă și din familie care trage, că acum fiecare își cunoaște porumbei, familia de porumbei, dacă trage sau nu trage. Și la noi chestia nu, că nu zburăm pe pariuri, dar atunci poți să bagi 100% că porumbeile au hudinit, că le-ai pregătit. Și ca să zic că o poveste faină chiar și cu Gutu, cu 47-45 folo, cu unul provincial, o poveste faină ce poți să zic și despre el. No, și de-aia zic, face mult ca să duci porumbei, ca să-i bari numai până la 400, zici, lasă, trebuie să domnule, lasă, cu tot mă vine aia, că bă, că de ce nu-i bari la fond? Lasă-ne aia, ghiță-i pași. Că așa, pentru că și-au făcut și sacul Florin, când au avut locul de pe țară, cu femeia lui, o bat la etapă de 400, la 600 n-o băgat-o, și-o băgat-o direct la Storcov, nu știu ce etapă au avut, și-au avut locul 11 pe mașină. S-au dus la Praga, au avut locul 1 pe mașină, și-au făcut locul de pe țară. Deci nu trebuie să faci etapă, că dează, că pui rău în față, că poate să fie etapă grea, chiar dacă e timpul fain. Și nu se mai recuperează. Mai ales dacă știi că ai porumbei bun și pregătești și motivezi care pui nic, femeia rupe tot. Și mascul ăsta de 47-45 mi-e foarte bine, dar la primul maraton a avut puiul mărișor, ieșea afară și tot după era. Atât ținea raia de ce aia. No, ăsta masculul, ca să vedeți ce o zbura el, nu a zburat, dacă zic, nu mă crede nimeni. Deci el a născut din 2021, în 2022. Când a zburat ca pui, în 2022, când a zburat, am zburat o etapă de 325, o Cijvarda, prima etapă. A doua etapă, când am băgat la 380 de kilometri, la al doilea demifon ce am avut, mi-a venit exact după o lună de zile. Cu cipul pe picior, cu sticru, era slăbit, era cum o sta cu deo, mânca cu ciriboi, cu prostani. Nu l-am mai băgat anul la zbor. Anul următor, anul trecut, când l-am băgat, l-am pregătit, cum s-a zis. Am zburat o etapă de 300, aia de 380, și direct la maraton. L-am pregătit așa cum am știu eu. Ce pot să specific, am avut mâncare, mi-a dus cineva din Redi mâncare. O fost mâncare bună, de aia de bază, nu o mâncare super. De aia de 70 de sacuri, 65 de lei. Le-a mers foarte bine. Înainte ca să, cu o săptămână ca să încep prima viteză la Borșa, nu mai fi adus porumb ca să bage în mâncare. A adus porumb din țară și-o băgat în saci de mâncare ce au avut, ce au pregătit. Ni s-au îmbolnăvit porumbei, dar mă cred la prima viteză, porumbei mei, cu așa să te-ai încoteți, ca leșinați. De la Cluj, de aici, de la Borșa, de cu 5-10 km de Cluj. Ce să fac? N-am mai avut bani ca să-mi cumpăr altă mâncare. Și m-am dus cu tot, pe tot sezonul, dar mă cresc cu mâncarea aia prostă. Că n-am avut bani, ăsta eu îl recunosc. Dacă se uite și am mers la cineva, bă, uitați-vă, vedeți, în clasamente am trecut, că eu n-am mai clasat niciun porumbel din 60-70, eu cu franii cât am avut, n-am clasat un porumbel la nicio etapă, la 300, la 400, niciun porumbel n-am clasat. Deci eu nu s-a întâmplat chestia asta în viața mea, dar nu cred că eram în primii 10, nu exista aveam cu grămadă, am avut și locul 1, la 300, la 400 și la viteze. Dar din cauza la mâncare, eu zic că nu, acum nu zic că aia nu a fost de vină. Dar vreau să zic că m-a dat peste cap mâncarea, deci n-am clasat deloc. Norocul cu Iulie, cu Cristia, că joacă fotbal la Rapid în București și a zis, te rog frumos, nu fac reclamă la mâncare, dar oricum, ce pot să zic, mâncarea de Copman, de aia de long distance și de aia de Copman, de aia cu cașcavală colonă, pentru mine a fost aur. Două lucruri ce am văzut în viața mea ce nu am făcut altă mâncare,